La fel ca și Mihăiță Pleșan, în primul meci de campionat și fostul stelist Laurențiu Diniță va avea parte de un tratament special în meciul cu Cetatea. Antrenorul Ioan Radu recunoaște totuși că nu are prea multe soluții în acest sens. E normal să încercăm să luăm niște măsuri speciale, adică să-l tratăm cu o atenție în plus. Vom vedea în ce sistem joacă, cum se va așeza în teren, dar nici nu pot spune că în momentul de față avem pe cineva care l-ar putea scoate absolut 100% din joc. Deci, cel puțin la linia de fund, cu excepția lui Bernard, ceilalți jucători tineri, jucători naivi, care pot fi ușor păcăliți de experiența și de valoarea lui Diniță. Nici portarul Cătălin Pascal nu pare prea încântat de întâlnirea cu atacantul în vârstă de 34 de ani. Nu știu ce să zic. Nu-l cunosc, nu... Pe orice jucător trebuie să fie frică să primesc gol, asta e. Diniță a fost cel mai bun om al ilfovenilor în cele 3 victorii înregistrate de Concordia în acest sezon, în fața formațiilor Sportul Studențesc, Farul Constanța și FC Botoșani.